Senatorul PNL Călăraș Ciprian Pande a anunțat pe pagina sa de socializare că a fost aprobată soluția tehnică pentru un nou nod rutier pe A2, kilometrul 90 plus 100, la intersecția cu DG306 și DN3A, în dreptul Comunei Dragoș Vodă. Nodul rutier va fi amplasat la joncțiunea drumului județean 306 cu DN3A și autostrada Soarelui, la sud-vest de localitatea Dragoș Vodă. Astfel vor fi amenajate patru bretele de acces amplasate pe ambele părți ale drumului județean 306, dispuse în simetrie, după cum urmează. Breteaua 1 la ieșire de pe A2 spre DG306 din calea 2 direcția spre București, având o lungime de 783 de metri. Breteaua 2 la intrare pe A2 dinspre DG306 în calea 2 direcția spre București, având o lungime de 1037 de metri. Breteaua 3 la ieșire de pe A2 spre DG306 din calea 1, direcția spre Constanța, având o lungime de 873 de metri și a 4 de intrare pe autostrada Soarelui dinspre DG306 în calea 1, direcția spre Constanța, având o lungime de 1112 metri. La capetele celor două rampe ale pasajului existent pe DG306 va fi amenajată câte o intersecție tip senjiratoriu pentru asigurarea tuturor relațiilor de trafic atât către Comuna Dragoș Vodă, cât și spre localitățile din nordul municipiului Călăraș.